Bună ziua, stimați prieteni! După cum ați văzut, ieri am participat pentru prima dată la emisiunea Nataliei Morar. Sper că și nu ultima dată. În timpul emisiunii, Natalia Morar a spus mai multe minciuni, dar nu mi-a oferit șansa să le demontez atunci în direct, așa cum voi face astăzi. La fel, vreau să mă refer și la alte subiecte, la fel de importante, precum vizitele Nataliei Morar la casele, reședințele, spuneți-le cum doriți ale lui Ilan Șor, numai nu sediu de partid, dar la fel care nu am putut spune în timpul emisiunii pentru că am tot fost întrerupt de Natalia Morar și Pașa Parfeni. Apropo de Pașa Parfeni, Jurnal TV, Maia Sandu, spun despre dânsul chiar și Natalia Morar că ar fi un cântăreț cu demnitate. Dar Pașa Parfeni a cântat pentru Ilan Șor în 2015, când toată lumea deja știa despre furtul miliardului, când platforma a început a protesta pe această temă și când Natalia Morar singură a scris un articol pe care l-a negat aseară în emisiune. 2015, numai că din 2015, 2015 deja când a fost... Natalia spunea că Ilan Șor și alții au furat miliardul. Deja se știa. S-a spus. Se știa. Când s-a spus? În 2014 toată lumea a furat furtul miliardului. Poza este din mai 31, 2015. Apropo, cine a furat miliardul, domnule Cahiu? Abia după a urmat... Eu când am aflat, asta e vina mea. Deci, dragă Natalia, de ce ai mințit? Doar acest articol ți aparține și este semnat pe 6 mai 2015. Iar Pașa Parfeni a cântat pentru Ilan Șor pe 31 mai 2015. Deci, atunci când Pașa Parfeni a cântat pentru Șor, se știa, singur ai spus că Șor este implicat în frauda bancară de la Banca de Economii. De ce ai mințit aseară? Oare este mai important Pașa Parfeni decât propria ta imagine? Nu știu, mai ales când Pașa Parfeni și politica sunt două lucruri paralele. Dar Pașa este un fleac pe lângă alte declarații mult mai serioase. Dumneavoastră, ați fost la Ilan Șor acasă? Eu la Ilan Șor n-am fost acasă. Niciodată. Eu la Ilan Șor n-am fost acasă. N-ați fost la Ilan Șor acasă. Eu nu țin minte să fiu la Ilan Șor acasă. Ai, eu am fost eu am fost în sediul lui Ilan Șor. Nu, eu n-am fost. Bineînțeles că dumneavoastră, domnule Harghiu, la sigur aveți acces la mai multe videouri făcute în casa lui Ilan Șor, pe care le pregătiți pentru campania electorală. La început, Natalia, ai negat că ai fost la Șor acasă, dar ca să fie clar pentru toată lumea, numește o casă, reședință, hotel la urmea urmei, numai nu sediu de partid, pentru că la sediu de partid al lui Ilan Șor ai recunoscut singură că ai fost. Apropo, nu știu, te-ai dat de gol sau nu ți-ai dat seama, dar tu ai spus în timpul emisiunii tale că ar putea apărea în această campanie electorală un video filmat cu tine, despre tine, în casa lui Ilan Șor, care ar putea influența campania electorală. Bineînțeles că dumneavoastră, domnule Harghiu, la sigur aveți acces la mai multe videouri făcute în casa lui Ilan Șor, pe care le pregătiți pentru campania electorală. Ce mă întreb? Cum oare un video despre Natalia Morar sau cu Natalia Morar filmat în casa lui Șor ar putea influența campania electorală atâta timp cât Natalia nu are de gând să candideze pentru funcția de deputat? Sau tu poate totuși vrei să candidezi pentru funcția de deputat? Ca și independent sau pe listele vreunui partid care se va crea? Sau poate pe listele unui bloc electoral care se va crea? Nu știu. Sau poate îți este mai mult frică pentru persoanele care te-au însoțit atunci când ai mers în casa lui Șor? Apropo, este foarte urât din partea ta, a fost foarte urât din partea ta, să-mi închizi microfonul exact atunci când am început a vorbi despre centurile tale de sute de euro, care sunt comparabile ca și preț cu centurile pe care le poartă Ilan Șor. Despre fularele tale de la Louis Vuitton, despre gențile tale de la Hermes, despre iPhone-ul tău X și alte branduri scumpe pe care tu le porți. A fost urât. Prascovia Luca din Costești, pe care am întâlnit-o ziua de duminică după protest, ea s-a apropiat de mine și mi-a dat 200 de lei pentru postul nostru de televiziune. Aceasta a fost donația ei, ea este pensionară. I-a spus că cu mai mult nu ne poate ajuta și vreau să-i mulțumesc prin aceste cale, să-i spun că noi totuși am cumpărat acel fixativ despre care v-am spus. Și dragă Natalia, să știi că nu este problema faptul că tu ai mulți bani. Eu mi-aș dori ca fiecare moldovean să aibă la fel de mulți bani ca și tine și să-și permită la fel de multe lucruri scumpi ca știne, Natalia. Problema este în obrazul tău gros. Ori mi se pare josnic să iei 200 de lei de la o bătrână pentru fixativ de păr, dar ea să-ți permiți atât de multe lucruri scumpi. Este josnic, Natalia. Și despre acest lucru eu am fi dorit să discutăm împreună aseară la TV8, că să audă și telespectatorii tăi care încă mai au încredere în tine. La fel, în tot timpul ăla când ai citit titluri de pe Publica privind realizările lui Șor la Orhei, eu mai mult mi-aș fi dorit să vorbim despre 7 aprilie 2009, de exemplu. Aș fi dorit să te întreb cum au reacționat membrii Promolex atunci când tu te aflai în oficiul lor și făceai acel schimb de semiseori cu Marc Ticăciuc și Eduard Baghirov. Cum comentau ei când tu coordonai toate mișcările din timpul evenimentelor 7 aprilie cu Ticăciuc și cu controversatul Baghirov. Uite, acestea sunt subiecte importante, după mine, care merită a fi discutate la TV8. Încă o dată, repet, ca să aud și telespectatorii tăi adevărul despre tine.
Mai mult decât atât, eu adesea îți spun că ești mama propagandei din Republica Moldova. Dar spune-mi tu, ce te-a motivat să strigi pe 7 aprilie că o fată este omorâtă pe pragul președinției, dacă nu pentru a aduna tineri în fața președinției? Și noi știm cu ce s-a terminat tot acea adunătură de tineri acolo, cu incendierea instituțiilor de stat, Natalia. Uite, eu despre asta am fi vrut să discutăm și am așteptat, sincer îți spun, răspunsuri clare de la tine la aceste întrebări serioase. Și Natalia, tu m-ai întrebat de ce eu în emisiunile mele îți dedic atât de mult timp ție și atât de puțin timp lui Ilan Șor. Dar tu ai auzit doar ieri că eu în fața Parlamentului și prin centrul Chișinăului cât am mers, am strigat Șor, Platon și Cufilat, miliardul l-au furat. Iar atunci, Natalia, când eu spun că TV8 face parte din Platon Transmedia, pornesc de la această investigație semnată de domnii Iurie Sânduță și Ion Preașca, la care a contribuit și prietenul tău, Roman Anin. Tot prietenul tău, Natalia, a spus că furtul miliardului este continuitatea laundromatului, numai că prietenii tăi de la Newsmaker ulterior nu au dorit să menționeze numele lui Vecislav Platon și asta mie îmi dă dreptul să spun că și Newsmaker, ca și TV8, face parte din Platon Transmedia. În plus, Natalia, de ce această secvență, de ce acest audio totuși nu a fost difuzat de TV8? De ce nu ai făcut o ediție specială la Politica despre declarația lui Platon, care spunea clar că în 2014 lui avea să-i se primească, dacă nu interveneau alți factori, să pună pe butuci sistemul bancar din Republica Moldova? Были деньги, не могут перечислить, не вопрос, ничего, это все встало. То есть у меня была такая мечта. La fel, Natalia, m-a întrerupt și atunci când vroiam să dau citire articolului 26 din legea partidelor politici din Moldova, privind donațiile. Ori în articolul 26, punctul 6, litera H, se spune clar că se interzice finanțarea, prestarea unor servicii cu titlu gratuit, ori susținerea materială sub orice formă, directă sau indirectă, a partidelor politice de către organizații necomerciale, sindicale, de binefacere sau religioase. Și mi se pare că Open Dialog face parte din organizațiile necomerciale. Mai mult, de ce însă Maia Sandu încalcă conștient legea și are de gând din nou să încalce acest articol 26 din legea partidelor politice privind donațiile? Sâmbătă și duminică merg la o conferință de la Praga, apropo, să-i spun guvernului și iarăși finanțatorii plătesc pentru biletul de avion și pentru cazarea mea acolo. Sau Maia Sandu încalcă acum conștient legea, la fel cum a procedat Andrei Năsas în campanie pentru localele din Chișinău, că ulterior să fie motiv de a o scoate din cursă electorală, iar dânsa se poate victimiza. Sau cum rămâne cu filtrele Maia Sandu dacă dânsa conștient anunță că va încălca legea? Cum rămâne cu legea din Republica Moldova până la urmă? Și dacă, Natalia, tu nu vrei ca telespectatorii TV8 care te urmăresc să audă răspunsuri de la tine la toate aceste întrebări incomode pentru tine, hai să facem o emisiune în doi, într-un pas bun. Tu ai spus că ai fi gata de o astfel de provocare. Ca să te simți confortabil, eu sunt gata să-mi iau camera și să merg la Propaganda Cafe, la localul tău. Să facem acolo emisiunea. Eu îți promit că, spre deosebire de tine, nu-ți voi închide niciodată microfonul, nu te voi întrerupe și, la fel, spre deosebire de tine, eu voi răspunde cu mare drag și cu mare plăcere la toate întrebările tale. Și tu, după emisiune, mi-ai spus că nu dă doamne deputați ca mine în viitorul Parlament. Și eu mă întreb, dar de ce oare? Și ca să cunoașteți și voi, cei care urmăresc pe mine, ieri Natalia la emisiune m-a întâmpinat foarte frumos, cu zâmbet pe față. Înainte de emisiune, cu Angela Gonța spunea că dau dovadă de mare curaj când merg la TV8. Înainte de emisiune a spus că trebuie să dea cu aghiazmă, pentru că sunt primul democrat care, uite, calcă pragul acelei televiziuni. Doar că la sfârșit de emisiune Natalia un pic și-a schimbat opinia, probabil s-a arătat deranjată de adevărul care l-am spus eu și a spus că se va gândi dacă o să mă mai invit pe viitor sau nu. Eu totuși o să aștept invitația Nataliei Morar. La fel o să aștept și o confirmare din partea Nataliei Morar, pentru că dânsa mi-a confirmat că urmărește cu mare interes toate emisiunile mele, inclusiv și pe asta de azi, cu siguranță vă urmări. Și o să aștept o confirmare dacă facem sau nu facem o emisiune în doi, Natalia Morar, fără tot felul de Pașa Parfeni și alte personaje care idei n-au despre politică. Și dacă tot urmărești emisiunea mea, eu te rog frumos să dai share la această ediție. Toate bune vă doresc și pe data viitoare!